Contraatacul Astrei cu Radunovici, care îl lansează pe Julian Beg. Acesta ajunge primul la minge în fața lui Bădig și ocazie mare de 2-0. Gol! 2-0 pentru Astra Giurgiu în minutul 76. Valentin Gheorghe rezolvă probabil această partidă. Beg, exemplar, s-a comportat aici, altruist, după ce primise pasa pe care el însuși putea să o transforme în gol. Iată-l pe Beg așteptând, erau acolo doi coechipieri, Valentin Gheorghe și Budescu. Mingea a ajuns la primul, care a driblat cu piciorul drept, l-a scos din poartă acolo pe Târnovanu și a marcat cu stângul. Mingea s-a dus cu minte lângă stâlp, lângă rădăcina barei. 2-0, autorul golului, Vali Gheorghe. A șasea reușită în campionat pentru Vali Gheorghe și între timp vom asista la a treia schimbare pe care o va opera Mihai.